B-boy, fly girl, put your hands in the air. Este 40 de dator, un meriu venit, plin de speranță, ca să care le prindem până la mondial. B-boy, B-boy, hai prompter, B-boy, hey. Ce facem noi acum? Aiurim, dar băieții ăștia aiuresc pe scenă. De ce spunem asta? Pentru că campionatul mondial B-boy Moldova, și doar 16 dintre ei au reușit să ajungă în finala națională. Băi! Dintre cei mai buni b-boy din Moldova, aleși în urma unei precalificări, s-au luptat în scheme și figuri de dans pentru a deveni nu numai campion național la breakdance, ci și pentru a avea șansa de a reprezenta Republica Moldova la calificările regionale pentru campionatul mondial de b-boying, care va avea loc în Croația. У нас в квалификации было 45 участников, самые младшие из них, возрастная категория у нас 14 лет и до последнего, то есть самому взрослому было 40 с чем-то, если я не ошибаюсь. Cu cât s-a înaintat în competiție, concurenții au venit cu mișcări din ce în ce mai spectaculoase și pline de originalitate. Nici atitudinea și creativitatea nu le-a lipsit dansatorilor, care au reușit să se ridice la pretențiile juriului. Для меня брейкданс это не просто хобби, это не просто увлечение, это в некотором смысле образ жизни, причем здоровый образ жизни. Это возможность держать себя в тонусе, не соблазняться вредными привычками и вообще быть всегда в хорошем настроении. Aș vrea să mă calific, însă importantă este participarea. Și sunt onorată să mă aflu aici. Breakdance-ul este unul dintre cele mai spectaculoase și destul de grele tipuri de dansuri. Eu am dat tot ce am putut și sunt mulțumit pentru că am participat. Atmosfera a fost una incendiară, iar spectatorii au savurat fiecare mișcare a b-boy-ilor. Îmi place atmosfera, îmi plac băieții că muncesc, că arată că pot face ceva. Cel mai mic vizitator care speră că peste ani va veni aici în calitate de concurent este Robert, un băiețel de numai 5 ani. Campionatul b-boying este organizat pentru prima dată în țara noastră. În această dimineață, 4 dintre participanții la campionatul național de b-boying au venit aici la noi pentru a vorbi despre talentul lor, dar și a ne prezenta prin ce sunt ei așa de puternici. Bună dimineața, băieți! Bine ați venit la deșteptarea de weekend! Hello, hello. Ia uite, toți odată! Yo, brother! Yo, brother! Ho, ho, yo, brother! B-boy, fly girl! Ia spuneți, de când și de ce v-ați apucat voi de dansuri? Nu am mai stat la calculator, măi... Need for speed, Assassin's Creed! Need for Мы увидели креатив, увидели, как это круто. Нам захотелось танцевать, двигаться так же, как и в интернете, по телевизору. Ну, то есть... раньше был этот Flying Steps. Сейчас для вас кто? Кстати, один из учеников Flying Steps был судьей на этом. Ca să înțeleg, Flying Steps a fost în perioada ei una din cele mai tari trupe, poate cea mai tare din Germania, da? Da, da. Și ask кто? Сейчас? Ну, кто сейчас сильнее? Тоже корейцы, как корейцы, бы. Да, да там, да. Там все вместе. А потом танцуют, да? Ну, и русский, и Украина тоже не отстают. Ну, да, русский и Украина. А мы на каком месте, ну, примерно так? Я знаю, примерно так, ну, вот Жорик уже уровень, как бы, он уже нормальный. Жорик, который выиграл. Да, который выиграл. Ну, мы лучше, страна, как Уганда, Мали, мы лучше их, да? Не, ну, нам не сравнивать. Чтобы мы знали, мы лучше Уганда. Очень дальше. Карте вас, суntem mai buni decât Uganda. Da, asta 100%. E cel mai bun. Dar, tânărul, ia spune, de ce te-ai apucat tu de dans?
Nu știu, de la 5 ani am observat, am văzut la televizor cum, cum alții dansează și... Acum ai 5 jumate. Nu, acum am 13, așa. Dar de la 9 ani practic acest sport și îmi place, place foarte mult. Nu ți s-a întâmplat să dea oasele într-o parte, să ai traume, da? Desigur, aproape la fiecare lecție... La fiecare lecție de breakdance. Dar ce rol ai tu în breakdance? Ce faci mai mult? Jos, sus, cu capul, cu altceva, cu helicopterul? Îmi plac toate elementele toate care există, dar sunt foarte multe. Da, e adevărat că nu poți face asta dacă nu ai o pregătire fizică puternică? Și adică dacă ești gimnast, dacă ești atlet, sau poți și singur să te înveți? Если ты гимнаст либо атлет, конечно, легче, но можно развить себя любому человеку, у каждого свои способности, можно и на растяжку, и на силу. Chiar și eu пот să mă învăț. Конечно. Ага. Главное слушать музыку. Da. Это танец. Ага, ага. Это не просто гимнастика, это надо... Окей, бун, хай să vedem un battle între voi patru, da? Pe rând o să... Nu, mă rog, voi să fac battle, battle ăsta e concurență. Jam, okay. După care battle voi patru împotriva mea. Bun, dar asta ceva mai târziu, pregătiți-o. Deci, eu mă pregătesc. Jam de breakdance la noi. Hai. Da, la o parte toată lumea. Da. Иди на меня. Я не вижу вашу. Опа, давай, браво. Хай, Ел. Клам, хозя. Ай, уради. La valiera! La valiera, baterii Linux! Bravo!
Gata? Ai murit? Dăm bătările. Vă dus. Bravo, 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 mersi, mersi. Yes, yes, baby. Foarte frumos. Yes. Dar melec vă bătut. Eu cu râma mea. Asta râma de la Costești. Tu ești bravo, câțiva ani în campionatele tău. Prieteni, ăștia au fost băieții care fac b-boy. Vedeți, spun nu drogurilor, nu alcoolului, nu țigărilor. Uite ce fac ei, da?